Elimina carnea din programul tău alimentar dacă vrei să slăbești. Informația aceasta este pur și simplu o minciună și am să-ți dovedesc asta cu un exemplu practic. Carnea de vită magra are în jur de 250 de kilocalorii pe 100 de grame de produs și în jur de 30 de grame de proteine. Și dacă te uiți pe eticheta de fasoale, de exemplu, vei observa că fasoale pe 100 de grame de produs au 319 calorii, adică mai multe decât carne de vită, și mai puține proteine, adică 21 de grame. Vorbind strict de slăbitul, nu te va ajuta dacă elimini carnea din alimentația ta, pentru că, cum ai văzut, fasoale, de exemplu, au mai multe calorii decât carne, cu diferența că nu ai cum să mănânci atât de multe leguminoase ca să înlocuiești valorii nutritive al carnei. Valorile nutriționale care ai văzut pe eticheta de fasoale se referă la forma lor uscată. Și aici avem 300 de grame de fasoale, pe care ar trebui să mănânci zilnic ca să înlocuiești valorii nutritive al carnii. Dar bineînțeles că nu le mănânci în forma lor uscată, iar așa arată 300 de grame de fasoale fierte. Va fi destul de greu să mănânci 300 de grame de fasoale, pentru că acum vezi când sunt fierte, volumul se dublează. Iar dacă mai pui și cartofi, legume, mai adaugi și pâine și așa mai departe, va fi și mai mult. Bineînțeles că nu trebuie să exagerezi cu carne, ci trebuie să facă parte din un program alimentar echilibrat, unde poți include și leguminoze și alte sursele de proteine pe lângă carne. Dacă consideri că videoul acesta te-a ajutat, lasă un follow să nu pierzi următoarele videoclipuri care ar putea să te ajute.